Pare foarte rău pe pasa cu domnul, unde am vorbit cu domnul criminalist. Bine, am înțeles că nimeni nu prea auzi bine, că dânsul, mă rog, nu se auzea bine din cauza unei legături telefonice nu extraordinar de fericite. Îmi pare rău că nu l-am auzit foarte bine, că cred că ar fi fost, adică aș fi pus niște întrebări care cred că, na, sunt în capul multor oameni, ca niște oameni, că na, nu suntem toți expres criminaliști de asta. Dar eu mi-aduc în apărarea mea, apropo de asta, cu doar pentru că n-am, vă spun așa, că rămăsei nespus, neexprimat. Deci în apărarea mea, domnule, mi-a luat ADN-ul la un moment dat, nu știu, ție ți-a luat ADN-ul, de exemplu, ți s-a recoltat ADN vreodată? Ți s-a recoltat ADN? Nu. Ție ți-a fost? Bun, vă spun eu așa pe scurt. Pe mine m-au arestat odată în Anglia. N-am povestit niciodată asta, nu e nimic teribil. A venit SWAT team să mă aresteze când a fost. Și, da, adică au venit trupele speciale și m-au arestat în Anglia. Și, bun, în vreo 12 ore s-a lămurit situația, adică nu e. Și păi m-au dus cu aceeași mașină, m-au dus la aeroport înapoi. Dar, în sfârșit, când m-am dus acolo, adică, mă rog, interogatoriu, debriefing, alea, na, foarte profi, după procedură, adică tare, nu așa, bă, mi-au luat ADN-ul, tăticule. Și a venit un cetățean cu trusă specială, cu nu știu ce, și cum îți ia ADN-ul? Îți bagă pe interiorul obrazului un fel de periuță cu care te râcăie un pic. Adică, deci eu ce vreau să spun este că ADN-ul nu se ia așa, bună ziua, gata, avem ADN-ul. Nu! Adică, ia mă ia, pune aici și tu, gata, mă, avem ADN-ul. Nu, tăticule, deschizi tu gura frumos și pe interiorul obrazului cu o periuță aspră îți face. Știi? Bun, ca să nu fie teoria ale conspirației, a fost o greșeală de eroare, ca să zic așa, toată treaba din Anglia. Ea a fost reală, dar s-a întâmplat absolut într-o eroare la care și eu am avut o contribuție, de fapt eu am avut o contribuție semnificativă. Cumva, neimportant, repet, spectaculos așa în sine. După aia multă vreme când mergeam prin Londra, chit că mă duceam la Londra, chit că era escală în Londra pentru că mergeam în Statele Unite sau mă întorceam în Statele Unite, deja toți din delegația în care eram, că mergeam cu delegația cum ar veni, așa râdeau că zice, iar ajunge Badea la, acolo la pașapoarte. De ce? Pentru că îmi lua domnul, doamna respectivă pașaportul, cred că mi s-a anulat de vreo 10 ori. Și făcea și dintr-o dată îi cădea fața, știi? Îi cădea fața așa și se uita așa la mine, adică, doamne, zic, nu din nou, de eu deja se ia seama. Și zice, sir, please, can you wait here? Da, normal, veneau unii, sir, please, come with us, bineînțeles. Și după aia zice, stai aici un pic pe un scaun într-o așa, și dura vreo 20 de minute și veneau și spuneau, sunteți ok, în regulă, puteți merge mai departe. Și cu asta basta, dar de fiecare dată pățeam asta. Și ăștia deja din delegație, zice, fiți toți erau, fii atent aici, urmează Badea cu pașaportul, fii atent cu fața, indiferent cine era la clapacioace, că la pașaport se înverzea, adică îi cădea capul, știi? Și... ok. Și la un moment dat dau pe o doamnă foarte simpatică, în vârstă așa, întotdeauna am avut succes la mame și la bunici, întotdeauna, și așa, și dau pașaportul. Îi cade fața, bineînțeles, îi cade fața, se uită la mine înspăimântată și eu zic, I know the drill, relax, I know the drill. Că, după care stă așa un pic și zice, se întâmplă des asta, absolut tot timpul. Și zice, bine, asta după ce m-au verificat ăia, nu, discuția asta a venit după ce m-a venit doi, bună ziua, veniți cu noi, poftiți, stați aici, știu, da, ok, bine, da, ok, sunteți ok, bine. Și mai a venit doamna asta în vârstă și a zis, se întâmplă des asta? Zic, absolut de fiecare dată. Deci, haide că să vorbesc eu, să vedem, să nu știu ce. Și zic, bine, doamnă, dai seama. Și după aia nu mi s-a mai întâmplat. Adică, într-adevăr, doamna aia chiar a fost foarte drăguță, știi? Bun, asta doar așa vă povestesc. S-a întâmplat de foarte, foarte mult timp.